Efeseni, capitolul 1 Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim Sfinți și fără pată. Înaintea lui. În dragoste. El ne-a predestinat pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a arătat cu bunătate în preiubitul lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înțelepciunea și priceperea. El a binevoit să ne descopere taina voii sale, potrivit cu ceea ce plănuise în el însuși, după buna lui plăcere, ca să o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor și anume să le aducă pe toate împreună în Hristos cele din cer și cele de pe pământ în el am fost și aleși fiind predestinați după planul celui care le face pe toate după scopul voii sale pentru ca noi cei care am nădăjduit primii în Hristos să slujim de laudă slavei lui în el și voi ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia mântuirii voastre. În el ați și crezut, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. De aceea, de când am auzit de credința voastră în Domnul Isus și de dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui, de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărimea puterii Lui față de noi, cei ce credem după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe Hristos din morți, și l-a așezat la dreapta lui, în locurile cerești, mai presus de orice conducător, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică, care este trupul lui plinătatea celui care umple totul în toți. Efeseni 2 Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei trăiam și noi toți odinioară, în poftele firii noastre, făcând voile și gândurile firii, și eram, din fire, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în nelegiuirile noastre. Prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus, pentru ca, în veacurile care vin, să-și arate nemărginita bogăția harului său, în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Isus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea, aduceți-vă aminte că odinioară erați neamur prin naștere, numiți necircumciși, de către cei numiți circumciși circumcizia făcută în carne de mâini omenești și că la vremea aceea erați fără Hristos fără drept de cetățenie în Israel străini de legămintele promisiunii fără nădejde și fără Dumnezeu în lume dar acum în Hristos Isus voi care o odinioară erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul și, în trupul său, a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace, și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și va vestit pacea, vouă, celor care erați departe, și a adus pace celor care erau aproape, pentru ca, prin el, amândoi să avem acces într-un singur duh, la Tatăl. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Isus. În el, întreaga clădire, bine închegată, crește până devine un templu sfânt în Domnul. Și, prin el, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Efeseni 3 De aceea, eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi neamurile, dacă într-adevăr ați auzit de responsabilitatea administrării Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi, și despre taina care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum v-am scris pe scurt, pentru ca, citind, să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos această taină n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților lui apostoli și profeți prin Duhul, și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte cu noi de aceeași promisiune în Hristos Isus prin evanghelie al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale da mie celui mai neînsemnat dintre toți sfinții mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile. Pentru ca conducătorilor și autorităților din locurile cerești să li se facă cunoscut acum, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a înfăptuit în Hristos Iisus, Domnul nostru în el și prin credința în el avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu. Vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi. Acestea sunt gloria voastră. De aceea împlec genunchii înaintea Tatălui, din care își primește numele întreaga familie, din ceruri și de pe pământ. Și mă rog ca, potrivit cu bogățiile sale slăvite, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru ca fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Hristos, să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. A lui, care poate să facă mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi a lui să fie slava în biserică și în Hristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Efeseni 4 Așadar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este deasupra tuturor, prin toți și în toți. Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea, scriptura spune: Când s-a suit în înălțime, a luat în sclavie captivitatea, a dat daruri oamenilor. Când se spune s-a înseamnă că înainte el coborâse în părțile mai de jos ale pământului. El, cel care a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor, ca să umple toate lucrurile. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo, și purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor prin șiretenia lor în ce privește mijloacele de amăgire ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în el care este capul Hristos din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce contribuie fiecare încheietură Crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. Așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul. Nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor. Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririi inimilor lor. Ei nu mai au rușine. S-au dedat depravării trăind cu lăcomie în orice fel de necurăție. Dar voi nu ați învățat astfel despre Hristos. Dacă într-adevăr ați auzit despre El și ați fost învățați în el, tot așa cum adevărul este în Isus, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, îndrept tatea și sfințenia care vin din adevăr. Așadar, lăsați-vă de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Nu dați ocazie diavolului. Cel ce a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, lucrând cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să împartă cu cel ce are nevoie. Efeseni 5 Așadar, fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o plăcută lui Dumnezeu. Însă, desfrâul și necurăția de orice fel sau lăcomia nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine sfinților. De asemenea, gesturile nerușinate, vorbirea nesăbuită sau glumele murdare nu sunt potrivite, ci mai degrabă, mulțumirile. Să știți sigur că niciun desfrânat sau necurat sau lacom, care este un idolatru, n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci datorită acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Așadar, nu vă asociați cu ei. Căci odinioare erați întuneric, dar acum, în Domnul, sunteți lumină. Trăiți ca niște copii ai luminii, iar rodul luminii este găsit în tot ce este bun, drept și adevărat. Cercetați să aflați ce este plăcut Domnului și nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului ci mai degrabă dați-le în vileag, căci este rușinos chiar și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. Însă toate lucrurile care sunt date în vileag de lumină sunt scoase la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, învie din morți iar Hristos te va lumina. Vedeți, deci, să fiți atenți cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin, în care este de străbălare, ci fiți plin de duh. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Mulțumiți întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului, pentru că soțul este capul soției, așa cum Hristos este capul Bisericii, trupul al cărui mântuitor este el. Și, așa cum Biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfint. Efeseni 6 Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este prima poruncă însoțită de o promisiune, și anume, pentru ca să-ți meargă bine și să trăiești mult timp pe pământ. Taților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului. Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, cu o inimă sinceră, așa cum ascultați de Hristos nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște slujitori a lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Slujiți cu râvnă, ca și cum ați sluji Domnului, nu unor oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber. Stăpânilor, faceți-le și voi la fel. Nu amenințați, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea lui nu este părtinire. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor deavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă, de asemenea, și pentru mine, pentru ca atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați-vă să o pot vesti cu îndrăzneală, așa cum trebuie. Ca să știți și voi cum sunt și ce fac, Tihicus vă va spune totul. El este un frate prea iubit și un slujitor credincios în Domnul l-am trimis la voi ca să cunoașteți împrejurările în care ne aflăm și ca să vă încurajeze inimile. Pace, fraților! Dragoste și credință de la Dumnezeu și de la Domnul Isus Hristos! Harul să fie cu toți cei care îl iubesc cu o dragoste nemuritoare pe Domnul nostru Isus Hristos. Amin.